Părinte Stavarache a organizat și v-a informat în legătură cu scopul și dimensiunile reuniunii noastre de aici. Este o reuniune normală, o reuniune regională, care are ca prim punct de interes și de discuție pregătirea, activitatea partidului în opoziție, în perioada următoare și, desigur, pregătirea deja pentru alegerile europarlamentare. Eu, ca și o considerație generală, spun că am făcut aici prima întrunire regională după evenimentele care au dus la trecerea Partidului Național Liberal în opoziție, pentru că este una din regiunile cele mai puternice ale Partidului Național Liberal. Ne aflăm aici, la Bacău, într-un loc tare al liberalismului din România și impresia mea este că Partidul Național Liberal, unit și cu o energie redescoperită sau reactivată, este astăzi mai puternic decât cu câteva zile în urmă, deși astăzi este în opoziție și cu câteva zile, nu foarte multe în urmă, se afla la putere. Aș vrea să fac, înainte de a trece la răspunsuri pentru întrebările dumneavoastră, că mi se pare așa mai interesant, pentru dumneavoastră oricum, aș vrea să fac două precizări care mi se par importante. Prima este aceea că nu am mai apucat ieri, când am avut de dat multe replici. Am avut de folosit multe drepturi la replică în Parlamentul României, să răspund la un lucru foarte grav, care s-a strecurat la un moment dat într-una din intervențiile primului ministru, domnul Ponta. Domnul Ponta a afirmat și o afirmație mincinoasă, dar nu mincinoasă banală, că asta nu ne-ar mai fi mirat, dar e scandaloasă, cum că legea amnistiei și grațierii a fost inițiată de către mine și de Relu Fenechiu. Este o minciună sfântată. În primul rând că proiectul acesta a fost și este încă la Camera Deputaților și eu sunt senator. În al doilea rând că nici Relu Fenechiu, care la vremea respectivă era deputat, nu a fost inițiator al acestei legi. Legea a fost inițiată de doi colegi deputați, domnul Nicu Păun și domnul Mădălin Voicu și pornind de la acel proiect, inițiat de către cei doi, au survenit foarte multe și foarte importante și foarte grave amendamente făcute de parlamentari ai Partidului Social Democrat. Nici în calitate de inițiatori, nici în calitate de inițiatori de amendamente, nu am fost nici eu, nici Relu Fenechiu, eu n-aveam cum, încă o dată vă spun, nici vreunul parlamentar liberal. Acestea sunt lucruri simple care se pot verifica imediat și, repet, este scandalos ca primul ministru să mintă în felul acesta în Parlament și în fața opiniei publice. De altfel, poziția noastră se cunoaște. În momentul în care s-a pus pe ordinea de zi și s-a ajuns la acest subiect, grupul parlamentar din Cameră, pentru că acolo s-a discutat această chestiune, grupul parlamentar al Partidului Național Liberal s-a retras de la dezbateri, blocând astfel adoptarea legii amnistiei și grațierii în forma în care ea ajunsese după contribuția copioasă a unor parlamentari PSD și, bineînțeles, nu numai că am blocat-o atunci, după aceea poziția noastră politică se cunoaște foarte clar și sper că e cunoscută de toată lumea. Cu atât mai mult, deci, minciuna primului ministru este revoltătoare. În al doilea rând, cu puțină vreme în urmă, a fost de altfel și o conferință de presă a colegilor mei, conducerea grupului parlamentar din Cameră la București. Toți parlamentarii, cu vreo patru excepții care nu se aflau în București, circa 140 de inițiatori, parlamentari liberali, am inițiat un proiect de lege privitor la cele două puncte foarte importante pentru noi, reducerea CSE-ului cu 5 puncte procentuale la angajator, și scutirea de impozit pe profitul reinvestit.
un proiect de lege pe care l-am inițiat, pentru care vom cere procedură de urgență și care sperăm să intre în acest regim în dezbaterile parlamentare. Aceste două lucruri voiam să vi le aduc la cunoștință și mai departe, împreună cu colegii mei, vă stăm la dispoziție pentru întrebări. Dacă, sigur, un alt coleg dorește să se adreseze, vă rog să facă. Am eu o întrebare. O singură mențiune vreau să fac. Astăzi discutim cu colegii și cu domnul președinte am hotărât reînființarea comisiilor LEM, pornirea comisiilor de specialitate, care să urmărească activitatea Guvernului și să vină cu propuneri legislative, mai ales în domeniul economic. Mulțumesc. Am eu o întrebare pentru domnul președinte și pentru domnul președinte. În urmă cu, în 2011, Bacăul a fost printre ultimele județe care au semnat, PNL Bacău, printre ultimele organizații care au semnat protocolul USL. Cum vedeți acum faptul că la vremea l-ați criticat pe domnul Stavarache pentru atitudinea ostilă față de PSD? Și pe domnul președinte al PNL Bacău vreau să-l întreb dacă și-a schimbat părerea între timp. Da, la Bacău s-a semnat într-adevăr ultimul protocol județean al Uniunii Sociale Liberale. El a fost semnat de domnul deputat Paler, dacă nu mă înșel, în numele Partidului Național Liberal și sigur cu delegația dată de președintele Stavarache. Nu mi-amintesc să-l fi criticat pe domnul Stavarache. Au depus eforturi, într-adevăr, insistente, pe lângă colegul și prietenul meu, Romeo Stavarache, pentru ca această idee, această inițiativă politică de mare anvergură să fie acceptată și de Partidul Național Liberal Bacău. Eu personal cred că nu am greșit atunci, că merita să încercăm acest lucru pentru România și că Partidul Național Liberal din prima zi a semnării acelei alianțe și până în ultima ei zi s-a comportat ireproșabil. Rar pot folosi acest cuvânt și el poate fi rar folosit în legătură cu ceva din politică. Dar n-am nicio ezitare să spun că Partidul Național Liberal s-a comportat ireproșabil în calitate de aliat în cadrul acestei Uniuni Social-Liberale. Domnul Stavarache și Partidul Național Liberal din Bacău, municipiu și județ, nu a fost unul din beneficiarii Uniunii Social-Liberale. Este o organizație puternică, nu sunt estimări, ci sunt fapte. Și domnul Stavarache, în calitate de candidat la primăria municipiului Bacău și atâția primari ai noștri, plus minus foarte puțin, ar fi scos aceleași rezultate. Dar Uniunea Social-Liberală, repet, a fost un proiect care merita încercat, nu regret că l-am încercat, regret că a eșuat. Și Partidul Național Liberal a ieșit întărit din această experiență. Da, pot să afirm și eu că acel moment a fost un moment delicat, atât pentru mine personal, cât și pentru organizația noastră, tocmai pentru că aici, la Bacău, a fost, hai să zicem, un loc special. Când spun special, mă refer la relația pe care Partidul Național Liberal, organizația filială a Bacău, a avut-o cu Partidul Social Democrat și știți foarte bine lupta dată în 2004 și nu numai în 2004, cât și 2008. Și bineînțeles că această luptă cu oameni care, din punctul nostru de vedere, pe lângă lupta politică, au făcut și alte lucruri foarte, foarte rele, mai ales membrilor noștri de partid, atunci cu siguranță că nu putea fi șters așa, nu putea fi șters așa ușor cu buretele o istorie a relațiilor cu Partidul Social Democrat. Dar am spus și atunci și spun și acum că o hotărâre a unui partid luată într-un forum cum a fost cel al Partidului Național Liberal și anume Congresul Partidului, trebuie respectată de fiecare membru al Partidului, indiferent că este președinte de organizație, vicepreședinte al Partidului sau simplu membru. Din acel moment, și aici pot să confirm, n-am avut, nu ne-am certat, dimpotrivă, am discutat foarte pe larg despre această relație și despre acest protocol și negocierile pe acest protocol, cel puțin cât privește organizația Bacău,
au fost corecte și pot să afirm că au fost corecte și iată că acum se vede că această relație a fost corectă, pot să afirm că din acel moment, din momentul în care s-a votat în Congresul Partidului, mai bine zis, din data din 5 februarie 2011, eu personal și toți colegii mei de la Bacău au respectat decizia Partidului și mai mult de atât, am încercat, așa cum a spus și domnul președinte, am încercat ca această relație să fie ceea ce ne-am dorit cu toții și anume să fie un lucru mai bun și o politică mai bună pentru cetățenii acestei țări. Din păcate, acum suntem la un nou început și să sperăm că va fi mai bine. Mulțumesc. O singură rectificare de ordin formal. Nu a fost un congres, ci o delegație permanentă la 5 februarie. O delegație permanentă a Partidului Național Liberal. Fac această precizare pentru că i-am auzit pe unii spunând că trebuia un congres ca să modificăm o asemenea decizie. Nu, delegația permanentă a fost în 5 februarie 2010. În atribuțiile delegației permanente intră încheierea sau desfacerea de alianțe. Delegația permanentă a fost și acum. Congres a fost pentru altceva, pentru desemnarea candidatului la președinție, care a fost însoțit și de congresele celorlalte partide. Domnule președinte Mircea Sime B1, două întrebări pentru dumneavoastră. Una, câți colegi de-ai dumneavoastră din Partidul Național Liberal au votat guvernul Ponta 3 și dacă vor primi sancțiuni. Iar următoarea, președintele Băsescu a cerut guvernului să vină în Parlament cu angajarea răspunderii pe un nou program de guvernare al cabinetului Ponta. Cum va vota PNL? Se gândește să depună moțiune de cenzură la acea angajare? Dacă se va ajunge acolo? Da. Noi am decis în grupurile parlamentare să votăm deschis. Nu pentru că n-am avea noi încredere unii în alții, dar având în vedere anumite declarații și conduita domnului Blaga din ultima vreme, ne-am gândit să nu iați foarte multe voturi acolo și să știm ale cui sunt. Sau să știți dumneavoastră și opinia publică ale cui sunt. Parlamentarii noștri au votat la vedere. Spune că au fost între 5 și 7 voturi din cei 150 de parlamentari, n-au fost toți prezenți, da, au fost puțin absenți, 2-3, între 5 și 7 voturi au fost pentru investirea guvernului. Nici de cum, ce din nou, domnul Ponta, că n-am cum să evit, umflă și la cifre. Știe dânsul că au fost 25, este o aberație. Între 5 și 7. Nu vor fi sancționați acești oameni, pentru că acest vot a însemnat, cred că am și discutat deja cu ei, cu vreo doi au și anunțat înainte intenția asta, am avut discuții cu ar fi domnul Radu Stroie. Din păcate, acest vot a exprimat niște nemulțumiri de cu totul al lor, din, să zicem, neînțelegeri sau conflicte chiar între un parlamentar și șeful său de organizație. Sigur că îmi pare puțin neserios să-ți manifeste această nemulțumire printr-un vot în favoarea unui guvern pe care noi nu-l susținem. Dar se mai întâmplă și din astea și nu e cazul. Noi suntem un partid care și-a dovedit în împrejurări foarte complicate, foarte recente, unitate. Este, după părerea mea, foarte sugestiv faptul că atunci când domnul Tăricianu, în văzul lumii, a fost chemat domnul Ponta și domnul Ponta a spus iar în văzul lumii, hai, veniți aici după Tăricianu, vă dau ministere, vă dau ce vreți voi, ce am eu pe aici, prin cămări. Domnul Tăricianu a rămas tot cu domnul Ilieșiu. Doi parlamentari de la noi, plecând într-adevăr, dar ca niște oameni serioși, plecând la PSD direct, ne luând în seamă pe domnul Tăricianu. Asta este o dovadă de unitate și de seriozitate. Și faptul că, repet, din diverse motive, din 150 de oameni, 5 sau 6 sau 7 maximum au votat, nu e un motiv de excludere și vom discuta cu ei ca să înțelegem exact ce s-a întâmplat. Pentru în legătură cu domnul Băsescu și cu domnul Ponta, și eu n-am niciun comentariu de făcut. Până la urmă, înțeleg că au avut niște întâlniri ieri, nu știu exact ce au făcut, ce mi se pare corect, chiar dacă se vor scandaliza din nou unii, este într-adevăr ca domnul Ponta să nu se ascundă după farsa că ăsta este un fel de guvern așa, USL sau moștenitor al USL, cum a fost Rusia moștenitoare URSS. Nu.
Este un guvern PSD-UDMR cu secțiile PSD numite PC și UNPR. Este un alt guvern, un alt program de guvernare și, fără să mă amestec eu în această dispută dintre cei doi titani ai interpretării Constituției, Băsescu și Ponta, de exemplu, angajare de răspundere ar putea fi tehnic o formulă, dar e problema lor. Despre moțiune de cenzură e prematur să discutăm când vom avea, deocamdată nu avem nici măcar o angajare de răspundere. Când vom avea noi de gând să depunem o moțiune de cenzură, vă vom anunța. Fiți convinși. Pentru că ați pomenit de domnul Tăriceanu, unele surse spun că va fi noul președinte al Senatului. Cum comentați asta? Păi, n-am de ce să comentez înainte. Se prea poate o să fie președintele PSD al Senatului. A fost un joc al domnului Tăriceanu? Domnul Tăriceanu, uitați-vă, nu prea cred că putem să mai vorbim că face jocuri. Domnul Tăriceanu e într-o situație care se poate descrie la diateza pasivă. Adică domnul Tăriceanu e jucat. E luat, e pus, e dus. Nu putem vorbi despre jocuri. Și cred că cel mai bine totuși președintele executiv al PSD a descris situația în care a spus totuși că PSD-ul nu poate angaja negocieri cu o persoană fizică. Dacă PSD-ul are voturi și probabil are de majoritate la Senat și dorește să îl facă pe domnul Tăriceanu președintele PSD al Senatului sau susținut de PSD, nimeni nu-i poate împiedica, după părerea mea nu are relevanță, decât că încununează, ca să spun așa, o situație îngrozitor de penibilă pentru omul politic care a fost totuși Călin Popescu Tăriceanu. Cum va vota PNL luni? La... Împotrivă. Și ultima întrebare, în ce scuzești pentru colegi. Dumneavoastră l-ați mandatat pe Cristian Dumitrescu să semneze ieri hotărârea parlamentară privind... Păi da, și condus ședința până la final, alături de Valeriu Zvonea. Da. Nu m-a așteptat ca alți parlamentari ai PNR să părăsească partidul? Să părăsească partidul? Nu, în niciun caz. Și pentru că tot... Din potrivă, trebuie să vă spun că de când suntem în opoziție, avem solicitări de înscriere de la parlamentari din alte partide. Tot ați amintit de PDL. Știți că cei de la PDL au depus... Curtea Constituțională trebuie să dea o... Da, au făcut o întâmpinare la Curte. În funcție de răspunsul pe care îl va da, dacă va da favorabil PDL-ului, ce veți face? Ce veți întreprinde? Dacă va da Curtea? O decizie favorabilă PDL-ului. Păi nu avem noi nimic de întreprins. Sunt hotărâri ale Curții Constituționale, așa cum au fost atâtea altele. Consecințele unei hotărâri sau alta a curții sunt de respectat în această situație, nu știu, de către guvern, de către... Depinde ce va spune curtea. Nu e problema noastră, noi nu avem emoții în legătură cu această decizie. Ce se va întâmpla în Bacău cu colaborarea cu PSD-ul pe acele proiecte importante de altfel și apoi legatul de asta la precedenta vizită a domnului Antonescu în Bacău s-a făcut vorbire despre un eventual sprijin pentru Spitalul Municipal, cum rămâne în actualele condiții. Trebuie să răspund cu a doua întrebare. După cum știți, după vizita președintului PNL în Bacău, prin Antonescu, în 30 noiembrie 2013, ea s-a soldat cu o discuție avută cu premierul României și prin alocare de la fondul de rezervă a Guvernului României, municipiul Bacău a primit 10 milioane RON pentru continuarea lucrărilor la Spitalul Municipal. Pe această cale vreau să-i mulțumesc, domnule președinte, și vă spun că sunt bani foarte importanți cu care am continuat lucrurile și cu care lucrăm și acum. Și deși noi am mai făcut solicitări pentru a finaliza această investiție, nu s-a mai alocat niciun ban în plus față de cea sumă pe bugetul 2014. În schimb, am reușit să contractăm un credit pe care l-am solicitat încă din 2012 și sperăm noi cu acei bani să putem să ne apropiem de finalizarea lucrărilor la acest obiectiv. Cât privește obiectivele importante din municipiul Bacău pe care le avem în parteneriat cu Consiliul Județean,
Eu vă spun, așa cum am declarat și în Consiliul Local, că aceste obiective, și anume, Spitalul Municipal, și aici mă refer la parteneriatul dintre Spitalul Municipal și Spitalul Județean, e vorba de secția de oncologie, sperăm să o începem în această primăvară, să începem lucrările, apoi un obiectiv important pe care deja am semnat un parteneriat și a fost aprobat de cele de Consiliul, Consiliul Local și Consiliul Județean, este vorba de aeroportul, terminalul de la aeroportul internațional GGNS cu Bacău și al treilea obiectiv, printr-o colaborare cu Ministerul Administrației și Interne, urmează să fie aprobată o hotărâre de guvern, dacă sperăm să mai fie, e vorba de un parteneriat pentru finalizarea sălei de polivalente de sport a municipiului Bacău, într-un parteneriat 70-30. Da, mulțumesc. Deci ele vor continua. Legat de alegerile care se apropie, dacă, pentru domnul Antonescu și pentru domnul Petrache, aș avea întrebarea, dacă PNL-ul vizează sau ar fi dispus la noi alianțe politice, și mă refer într-un context aici, vă pun întrebarea, cei de la PMP au fost în ultimul timp în Bacău și tot au adus în discuție o posibilă unificare a Dreptei, menționând PNL-ul, însă cu anumite condiții. Existau și anumite condiții puse PNL-ului, să se dezică de... Puse PNL-ului? Da, PNL-ului, de către PMP. Da, de către PMP, doar la Udrea. Să se dezică de USL și ceea ce s-a întâmplat până la urmă, că s-a rupt USL-ul, iar a doua condiție era să dovediți că sunteți în opoziție, că opoziția nu se face de la o zi la alta, iar cu agularea Dreptei se face în jurul PMP-ului și a PDL-ului, că și da, cei de la PDL... Da. Da, 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 așa. Și cei de la PDL au adus același subiect în discuție și tot în această variantă a coagulării Dreptei, unificării Dreptei românești, în jurul PDL-ului, bineînțeles. Acum vă întreb pe dumneavoastră și pe domnul Antonescu, pe domnul Petrache, dacă și PNL-ul, eu știu, ar fi dispus și în ce variantă la noi alianțe politice pentru următoarele alegeri și pentru viitor, nu numai pentru cele europarlamentare. Da, păi, simplu. Noi nu avem nevoie de nicio coagulare. Suntem destul de coagulați pentru a participa la alegerile europarlamentare ca Partid Național Liberal. Văd o jenă și la stânga, culme, și la stânga, unde nu înțeleg de ce cel mai mare partid din România ezită să meargă cu numele său în alegeri. PSD, Partidul celor ce muncesc. Și tot încearcă USD, n-a mers aia, alte, e problema lor. La dreapta văd un dor de coagulare cu condiții. Sigur, de apreciat că aceste condiții sunt din ce în ce mai ușoare. Că dacă mi-aduc aminte ce condiții erau acum vreo 6 luni, un an, dau seama că am făcut ceva progrese. Nu ne interesează. Mergem la alegerile europarlamentare ca Partid Național Liberal, singur pe listă, clar, cu programul nostru, cu candidații noștri. Nu suntem interesați de asemenea nici de obținerea unui certificat de opozanți din partea cuiva. Pentru că odată în opoziție, locurile nu sunt limitate. Oricine poate să treacă în opoziție. Știți că la un moment dat, când domnul Ponta m-a acuzat că vreau să trec în opoziție ca să-mi fie bine, că e bine în opoziție și ca să fiu mai bine plasat pentru alegerile prezidențiale, i-am propus să treacă domnia sa în opoziție și să se plaseze bine pentru prezidențiale și preluăm noi guvernul. Așa și aici. Deci nu te împiedică nimeni să intri în opoziție, nu ți-aprobă nimeni să intri în opoziție, dincolo de ridicolul situației în care un partid sau ce este ea, pe care l-ați citat și ar putea imagina că poate gira Partidul Național Liberal în calitatea sa de partid de opoziție. Pe de altă parte, așa cum poate ați observat, după 9 decembrie 2012, deci după ce noi am câștigat în formula USL zdrobitor alegerile, noi nu ne-am făcut o preocupare nici din a ataca partidele din opoziție, nici din a le răspunde atacurilor repetate. Nu pentru că ne-ar fi devenit dragi, pentru că am fi uitat ce au făcut atâtor români. Ci pur și simplu pentru că am considerat din 10 decembrie că responsabilitatea noastră este să guvernăm, că e important ce facem noi acum, nu să stăm să ne ocupăm din plin. Deci, nu sunt în ținta noastră de atac. Noi avem
obiective foarte clare pentru campanie. Ce vor face domniilor lor rămâne de văzut, dar pentru noi nu este nici important, cu atât mai puțin vital. Partidul Național Liberal poate, fără niciun fel de dubiu, să facă și singur opoziție, dacă e cazul. Și am dovedit-o în anul 2009, când vă reamintesc că a existat tot așa un colos de guvernare, pe termen mai scurt. PDL, PSD. Da? Vreo 9 luni de zile. În opoziție, doar noi. Și UDMR-ul, în felul lui inconfundabil de a fi în opoziție. Da. Am fost singur în opoziție atunci, am putut face opoziție. Nu avem nevoie nici de certificate, nici de coagulări, nici de susținere. Că în opoziție există acțiuni politice, să zicem o moțiune de cenzură sau alt tip de acțiune, care presupun o solidaritate a întregii opoziții, nu avem niciun fel de reținere de a colabora la asemenea acțiuni. Dar, repet, în condiții rezonabile și fără să pierdem simțul măsurii. Noi am declarat un scor pe care ne l-am propus, 25%. Pentru asta facem toate demersurile. Vedeți, suntem în regionala de la Bacău, mâine vom fi regionala de la Constanța. A fost cu ceva timp în urmă regionala de la Bihor. Eu cred că unificarea dreptei se va face pe cale naturală atunci când fructul va fi copt. Sunt de acord cu ce spunea domnul președinte mai devreme, putem să facem aranjamente în plan parlamentar în funcție de ce se întâmplă la guvernare. Dacă am face acum niște înțelegeri, precis că vom discuta de posturi, că așa se întâmplă în România. Motiv pentru care e bine să ne vedem de treaba noastră și unificarea va fi, cum poate vă spun, pe cale naturală făcută. Mulțumesc. Domnule Antonescu, ați sperat ieri în plenul Senatului, ați sperat măcar o secundă că domnul Ponta va urma gestul și va demisiona? Nu. A fost un gest de orgoliu sau un exemplu pentru dumneavoastră? Nu, nici una, nici alta. Sigur că am și spus din intervenția mea, după ce i-am propus, că știu că nu va face asta, am și spus și motivul. Nu am să mai reiau. Nu a fost un gest de orgoliu, pentru că, deși avem orgolii toți cât trăim, deși au și partidele orgolii, nu orgoliu trebuie să precumpănească atunci când e o decizie politică. Eu credeam că lucrurile în legătură cu președinția Senatului se vor rezolva simplu și, așa cum spusesem cu o seară înainte, nu așteptam decât notificarea oficială a grupului PSD din Senat că nu mai dorește să susțină președinția mea. Cum era unul dintre grupurile care mă propuseseră în această funcție, am și spus că demisionez imediat. Dar pentru a înțelege foarte bine toată lumea că această demisie este una care ține strict de majoritatea politică și nu de alte lucruri pe care mi le-aș putea reproșa. Și nu, neavând să-mi reproșez nimic, n-am dat. Pentru că însă, în contextul discuției de ieri din Parlament, domnul Ponta, care, pe lângă câteva minciuni despre care am discutat, a mai făcut și câteva lucruri foarte urâte și nu le mai trec în revistă, care contrazic tot ce a spus românilor vreme de câțiva ani, a încercat să lege ideea care e numai în retorica domniei sale de menținerea USL. Domnul Ponta, sigur că a luat act de faptul că USL nu mai există, dar domnul Ponta, neavând curaj să spună, da, de acum încolo, noi PSD-ul cu UDMR-ul guvernăm România, tot încearcă să o lungească cu USL-ul. Și domnia sa, încercând să găsească o dovadă în asta, în faptul că eu sunt încă președinte al Senatului, am făcut pentru o limpezire politică foarte prețioasă, dacă lucrurile așa se interpretau, gestul politic pe care l-am făcut. Nu din orgoliu, nu la nervi, încercă și să insinueze faptul că i-am propus retoric, că știam că nu o să accepte orice s-ar întâmpla domnului Ponta, a fost pentru a sublinia simetria unei situații politice. Pentru că eu eram președinte al Senatului în numele USL. Dânsul a fost propus și investit prim-ministru tot în numele USL.
Deci dacă, nemai existând USL, eu trebuie să demisionez de la Senat, ceea ce am făcut, logic, era ca și domnul Ponta să demisioneze. Sigur că știam că nu o să demisioneze. Îmi dați voie puțin. Vreau să știți mai bine, mult mai bine decât noi, definiția unei știri. Ieri am fi putut să avem două știri. Una, când Antonescu se leagă de scaunul Senatului, nu vrea să-și dea demisia niciodată de acolo, și domnul Ponta și-ar fi dat demisia din prim-ministru. N-am avut nicio știri. Crin și-a dat demisia, Victor nu. Iar în legătură, iertați-mă o precizare, iar în legătură cu demisia pe care eu nu mi-am dat-o, pe care domnul Ponta a invocat-o, că a spus că Băsescu a zis nu știu când că își dă demisia în 5 minute și că eu îmi dau demisia dacă nu e demis Băsescu la referendum. Păi, lucrurile acestea sunt foarte clare. Eu le-am explicat foarte limpede. Eu am spus că îmi dau demisia complet și mă retrag din viața politică dacă românii nu vor vota pentru demiterea lui Traian Băsescu. Ori românii au votat 89% pentru demiterea lui Traian Băsescu. Eu nu m-am angajat în această declarație politică de toate cele ce s-au întâmplat cu Curtea Constituțională și cu numărarea vreme de vreo lună a voturilor și a schimbării mecanismului de numărătoare. Eu cred că verdictul românilor a fost clar și ca atare m-am considerat în dreptul meu să continui activitatea politică fără să-mi încalc un angajament. Dar e foarte interesant de văzut și dumneavoastră, mai ales ca jurnaliști, aveți acces imediat pe internet și alte căi, nu bine mai indic eu, să vedeți ce declara domnul Ponta în legătură cu acest lucru imediat după reinstalarea domnului Băsescu. Cum declara domnul Ponta, care era chiar speriat de posibilitatea asta ca nu cumva să demisionez eu, vorbesc de declarațiile publice, nu mai vorbesc de cele, de insistențele private. În sensul acesta spun că sunt lucruri foarte urâte și, mă rog, asta e. Bine, vă mulțumim.